Aici o dansez, dacă vrei. Așa, bună seara și bine ați venit la cea de-a 19-a ediție acestei emisiuni. Eu sunt Alexandru Ghețan și aceasta este emisiunea Așa, bună seara, o emisiune plasată între umor și cunoștință în istorie. Regulile sunt foarte simple aici la noi. Pentru fiecare răspuns corect, atunci cel care dă răspunsul primește 2 ștefani. Pentru fiecare răspuns amuzant, hazliu, improvizat, primește 1 ștefan. Iar dacă răspunsul este neamuzant, parșiv, discriminator, urât, dar dacă ne place nouă, poate și ești 3 ștefani. Dar dacă e parșiv și nu place la nimeni, atunci noi scădem din Ștefani. Tu încă ai și jocuri de atelier. Am și super joc, adică la orice moment, dacă este un răspuns care nouă la toți ne place, poți vă dau 4 Ștefani, 6, 8, 10, adică puteți să vă dublați punctele pe care le aveți. Premiul mare pentru acești participanți sunt 1000 de lei în cadrul emisiunii date. Și la Super Blitz aveți șansa să mai câștigați încă 1000 de lei, adică vă puteți duce acasă cu 2000 de lei de la emisiunea Așa, bună seara. Asta da. Pentru ca voi să puteți da răspunsurile participanții, o să vă dau la fiecare dintre voi câte un clopoțel. Marin, am să te rog să transmiți acest clopoțel de aur. De aur, ține. Așa, ție acest clopoțel. Ce invitat avem noi azi, apropo, aplauze. Așa, dă-i, te rog, lui Pavel și ăsta este pentru tine. Cine sunt invitații din cadrul emisiunii Așa, bună seara? Noi preferăm de obicei să vă prezentăm prin intermediul comentariilor care sunt pe YouTube. Mulțumim mult că comentați, noi chiar apreciem fiecare comentariu. Cel mai cunoscut comentariu care a fost la ultimele două ediții a fost jos cenzura. Răspunsul nostru, du-te nahui. Iar acum să prezentăm participanții noștri, Marin Madan. Aplauzele voastre pentru Marin. Marin, comentariul de la C. Alex cu ŠSDZ, nu știu de unde a luat așa nume. Marin, îți trebuie stimul adăugător, apa nu te ajută, o zis el. Bardar din partea mea și foc la ghete. Wow. Adică îl găsești pe băietul ăsta și îi spui să-ți pui bardarul. Foarte mulți oameni și pivă, au zis că îmi pun și bardar. Da, și alt comentariu, așa, bună seara, măi băieți, eu cred că Marin a fost bolnav sau a avut ceva, Marin nu a fost Marin. În emisiunea precedentă. Te rugăm azi. Da. Te rugăm azi fii Marin, sigur, și respectiv să ai multă inspirație. Aplauzele voastre pentru Marin, madam. Mersi. Dmitrie Leontiev. Aplauzele voastre pentru Dmitrie. Așa, un comentariu. Leontiev și NATO este cel mai amuzant lucru pe care l-am auzit vreodată. Eu n-am glumit. Referitor la NATO, nu-i glumit, da? Și apropo, asta a fost unul dintre cele mai apreciate comentarii, 160 ceva de like-uri avea pentru intervenția ta cu NATO, cu cine e vinovat și restul. Aplauzele voastre pentru Dmitrie Leontiev. Următorul participant, reprezentant din cadrul Zebra Show, Pavel Sârbu. Aplauzele voastre pentru Pavel. Comentariu despre Pavel. Opa. Să-l mai invitați, vă rog, pe Dumitru Roman. Tocmai de ce l-avem pe Pavel în studio? Nu, glumim. De fapt, a fost un comentariu de la Valea, 1402. Bălem. Care a scris Valea, 1402. A scris, mulțumesc că l-ați chemat pe beton. Așteptăm deja pe Pavel Sârbu. Asta tot așa că aplauzele voastre. Noi l-am adus în studio un om. Și despre tine n-am avut comentarii. Și este. Dar participant X Factor și cel care a promovat Popas TV-ul la nivel internațional, Jockey Davids în studioul nostru astăzi. Să ai foarte multe inspirații, simțiți-vă foarte degajat. Poate aveți niște întrebări la început de băieții care n-ați mai fost. Poate eu am niște cadouri. Serios? Da. Gata. Da, doi Ștefani din start. Adică da. Nu, конечно, asta nu e mașinca cu pult. Nu, da. Da, odată ce a venit primăvara. Așa. Mulțumesc frumos. Și nu zadar, tot clopoței. Așa, da. Mulțumim mult. Simbolul primăverii. Și mărțișor. Clopoței pentru clopoței. Mulțumim mult, Pavel, pentru acest... Așa este două, să-i dați la cineva. Da, să-i dăm, este spălătoreața care pe okay. Mai este. Lasă aici, că este. Mulțumesc mult, Pavel. Da, dar nu, Dima, lasă-l ței, că dacă și-a zis. Da, să-ți pregădiță, să-ți prindă genii. Mulțumim mult, Pavel, pentru... Clar, nu-i mașinuț, cum ai spus și tu. Dar 20 de lei.
Pare da? Da. Toate la un loc sau fiecare individual? Vedi că nu cumperi mărțișoare. Nu, e individual. Da, da, da. Mulțumim mult. 15 am cumpărat. Respect. Da, mi-a cheltuit. Pavel, mulțumim mult. Chiar este de apreciat și luați exemplu. Jockey, tu ne-ai adus ceva? Prezența mea. Nu, și așa tot e drept, asta e bine. Clar, clar. Bun. Johi, cum te-ai descurcat la istorie? Pavel, cum v-ați descurcat la istorie când erați pe la școală? Eu bine. Nu. Dar nu știu, anii au trecut, știi cum. Adică erai bun la istorie. Da, eram bun, bun. Johi, la istorie tot. A fost perfect. Ah, ok. Ok, hai ca a fost perfect, am uitat, dar... O să vedem. Dar pe ce note învățați la istorie? 9 sau 10. Învățați șamuie. Pe 9 sau 10, da? Da. Johi, la tine care e situația? Nu, cam, asta cam cât e? Și nu, nu, îmi plăcea foarte mult istoria, cred că 8, da? 7. Ok. 69. Nu, să exagerez la numerii 9 și 10, că, da, cum a făcut Pavel, de exemplu. Pavel a exagerat. Nu, el e modest, cel puțin el e modest. Nu, e foarte bine, de fapt e bine că să dai, inițial să lași undeva o doză mai mică, pentru că ulterior când te ridici, știi, arăți că de fapt că din jos în sus, de la 8 la 10. Bravo pentru Jockey Davis, mulțumim mult. Aplauzele voastre pentru el și noi, întâi de toate, ca să mergem la prima întrebare, vrem să vă mulțumim tuturor celor care ne apreciați, nu doar prin vizualizări, comentarii sau like-uri, dar inclusiv ne susțineți pe Patreon. Acesta este canalul nostru de Patreon, susțineți-ne în continuare pentru că noi încercăm să dezvoltăm contentul autohton. Mulțumim mult, jingle, și noi mergem la prima întrebare. Well, well, well. Conform legendei, râul Bâc, care este prin Chișinău care trece, a pornit din lacrimile unei fete ureașă. Legenda spune că din lacrimile unei fete ureașă s-a pornit râul Bâc, adică izvorul său, când ea a început a plânge și a înnecat un bou care căra o căruță cu un țăran. Cum s-a întâmplat tot asta? Fata a văzut nici cum merge un om cu boul, cu carul, și atunci ei s-a dus, ei era ureașă, și s-a dus la părinții ei și a anunțat: mamă, tată, eu am văzut unul mărunțel ca o furnică, care ia ca un bou cu un car, ce i-a spus părinții fetei? Că e un șepta plânge. Asta e iubitul tău. Asta e iubitul tău. Adică e... Bou și ala. A, bou. Și eu încep... Și eu începta plânge că o zis că este căsătorești cu un bou. Da. Dar pe tine nu ți-o trezi niciun interes faptul că eu, din lacrimile ei, s-o neca bou, adică ei era... Dar pe noi degeaba și râul se cheamă Bâc, pentru că lacrimile erau despre un bâc. A, dar noi nu ne-am gândit. Noi nu ne-am gândit, Pavel. Luând în considerare că râul se numește Bâc, e venit zis, și să le spun, говори нормальным языком. El la părinții a zis. Da, dar nu spune. Și să le spun la omul ăla așa, говори нормальным языком. Omul ăla greie normal. Părinții. Aha, părinții. Am înțeles. În orice moment când consider că ai un răspuns, adică tu poți să te implici deja. Da? Că nu-i cu un... cu o ordine. Eu ascult care... până când. Așa fac. Filozofii de obicei așa fac. Da. Johi, așa fac filozofii. E bine ca tare. Marin? Părinții i-au zis... Că mai greu. Ia, vezi, poți aplauze. Un punct bine meritat. Un Ștefan pentru Jockey Davis. Ați văzut? Un Ștefan, aici Ștefan îi contează, da? Marie. Eu spus că dolarul e 16,50. Și fata a început a plânge. Și eu a început a plânge. Dar și avea bou, țăranul, țăranul. Nu, asta trebuie de gândit. Da. Țăranul a făcut cadou iPhone, dar 6 și ea a plâns. Un Ștefan pentru Dmitri Leontiev. Ok. Frumos, ea ca o fată din sală, o zis că ești frumos. Nu știu de ce. Iar iPhone 6. Deși o pupă. Eu nu ved de parc. Dar eu tot nu văd, asta e ok. Noi suntem, it's a match. E totul este egal. Nu, eu a văzut pe omul ăsta care merge cu o căruță cu tras de un bou și s-a dus la părinții repede să-i anunță. Uite, tată, mama, am văzut unul care e foarte mititel, băi, și cu dânsul. Și părinții i-a spus ceva și un șepta plânge. E vroie să-l găsească chiar pe om celălalt? Da. Tu nu ești fiica noastră. Adică tam ne seama, așa îi zici, copil în fiat. A fost unul cu un bol și tam ne seama, îi zici, tu nu ești copilul meu. Tu nu ești fiica noastră, da, așa și e. E bine.
Așa. Marin? Trebuie de gândit. Și eu făcut o splângă pe dânsă. Da, și de ce fetele spus tu ești mare, fata noastră, știi? Ești fată mare. N-am licențuri, știi? N-am licențuri. Ești fată mare, ai grijă să nu-l calci. Și e blin, eu l-am călcat, știi? Și nu-și putea plângi. Fata mare și n-am de licențuri. Tu ești fată mare. E prost, ai mare. Nu, e cumva tot așa, au spus, dar dacă vrei să repezi, bazar nu-i. Eu o să mă abțin încă. Te rog. În orice moment, când consideri, îmi zici, noi ne retragem. Adică dar și variante măcar ai, blin, parcă. La mine... Unde-s gând? Indiciu, te rog. Da, te rog. Indiciu este în felul următor. Încă legenda spune că dacă femeia obișnuită la noi poartă în pântice copilul 9 luni, wow. Adică tu, pentru tine, informația la care ai ajuns amu, okay. Atunci da, la uriaș este 99 de luni. Asta tot este un indiciu. Că pe, în momentul acela, pe lume existau atât uriaș, cât și oamenii conviețuiau și oamenii obișnuiți ca și noi. În Chișinău? Nu, la izvoarele Băcului. No, bâc, da, dar el nu izvorăște din Chișinău, Băcul. O leacă mai de sus, mm-hmm. din cot. La gura Băcului. Nu, da, acolo zvarsă. Da. Și respectiv părinții ei i-au spus ceva și ei au început a plânge. Ei chiar vroia să-l găsească pe omul ăla, să-l omoare, dar nu-l găsea și a început încă mai tare să plângă și atunci el s-a necat chiar în lacrimi. Asta au fost iobări, zic, iubitul ei. Futăcios. Așa este un cuvânt. Și e o zalitet. De la dânsul. Da, și trebuie să ții 99 de luni așa la împânce. Dar el era jumate om, jumate uriaș și zice nu 99, dar 56 de luni. De 99, 56 în jumate, Marin? Aproximativ. Matematic. Prematur. Prematur, care așa nu spune. Da? Da. 99 luni a fost sarcină, da? Da, așa era la uriaș. Amu, Marin, eu vreau să dezvoltăm un pic subiectul ăsta. Tu cum ți închipui că el s-o împerechet cu dânsa? Dacă ea era mășcată, mare, el intra cu tătul într-un dânsă, tu înțelegi sau nu? Nu, uite, problema când el e mic și e mășcat în spate, dar când el e mășcat și e mitic, de-am acolo distrugere totală, așa nu spate. Așa nu-ți face. Ea a fost invers, apă avea să o rupă și n-avea nici să nască, avea numai să pii peste dânsa și ia și pe ulu mare și gata. Dar așa e invers, apă e spate. Adică tu, cine am da. Dacă mergem pe tema de sarcină, da, 99 da. De luni, cum ai așa. Și zici, blin, 99 de luni, îți trebuiască să zbărăști. Ceva amintiri? Nu, intoxicoză. De ce e intoxicoză în sarcină? Faci 99 de luni. Și am și putea bășie și luă necap pe șel. 99 de cumetri. Da. Lângă Moldova. A fost bună. Apă la uriaș sunt 99, dar la noi sunt numai câte 9 cu noi. Nu trebuie să continui okay, cumva. Ok, în natură, cu cât e mai mare animalul, cu atât mai lungă e sarcina. Și nu numai. Și travaliu tot. Dar tu de unde știi? Și nu numai ce aveți în vedere, domnul Marin? Pula caului. Da, asta. La asta vă referiți. Cu atât mai mare sarcina, respectiv, hai să luăm așa... șoareșii, foarte repede. Două săptămâni. Serios, o sunt 54 zile. O secundă. O secundă. Șoareșii. Un ștepă pentru Marima, dar și șoareșii. Eu l-am știut și în șoareși fac. Am înțeles. Ok, practologul natură, la șoareși mă vede. Cât mai mult e luna de sarcini, cu atât mai greu să concep pruncii sau copiii. Am conectat informația asta cu faptul că atunci conviețuiau și uriaș și copii, și oameni mici, și dați-ne un răspuns. De ce fata a început a plânge? Și puteți să-i spui părinții ei? Tu trebuie să trăiești cu dâns. Adică? El e fraito. Asta e înțeles, fraito. A, dar voi credeți că e vrei să-mi perecheze cu dânsul? Nu, blin, noi varianta asta o discutăm. Ok. Toți trebuie să trăiești cu dânsul într-o adnușcă. Și e cu aia. Un știu pentru Marima, da? Nu, noi azi avem uriaș. O, eu știu, caraci. Da. Pavel. Eu zic și părinții, blin, tu dacă să rămâi însărșinată de la dânsul, da, să trebuiască pe urmă să lăptezi. Dar ei dizna, să ai lapte, n-a să ai lapte. Și? Și îți dai seama, ea să nască
cred că tot unul mare, nu? Nu, nu mitel. După teoria lui Marina și nici loșiu, da. Nici loșiu, da, ok, da, da. Nu, să aibă, zicem, vreo 2 metri, da? Gopchel da. 2 metri, îți dai seama, snaș? Și trebuia să-l hrănească. Și astea să vin la tata, să iei în brață și gata, gata. Da, și asta câte vaci trebuie să mulci, blin. Copilul ăștia nu mă spui la buzi, la țâță, așa să fac așa și n-ați mai și mama, văbși. Suji jălcau deodată. Deodată, așa. N-ați mai și tata. Că suji la mamă, să mamă să-i mășcată. Să n-ai măcar mergi pe varianta corectă? Nu. Nu, a, bun. Nu mergi. Asta nu-i corect? Mie-i interesant unde vă duceți. Mie-i interesant unde vă duceți voi. În pul. Nu, noi astăzi nu mai avem uriaș. Da, e serios? Da. La Ciocan. La Ciocan avem vreun uriaș? Nu, da, a fost, eu am văzut odată. Ce? Ce înseamnă uriaș, oameni buni? Eu nu înțeleg. Eu sincer spun, eu 5 minute. Delican, delican. Eu am făcut o impresie că eu înțeleg. Aia este că dau pe la urnă, asta nu-s uriaș, aia este care zic, dați-mi 2 lei, nu-s uriaș. Eu am gândit așa, nu, da. Este ce asta înseamnă, în cuvintele delican. Gigant. A, gigant. Oameni da, delican. Uriaș, asta e penisul meu. Ei, așa și spui. Eu glumesc, asta e, nu, e așa. Nu, dar e așa glumă. Comentarii erau, oi, 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 arată, arată. Nu, nu, nu. Nu mai avem astăzi uriaș. Conectați informația asta cu și puteți să-i spui părinții fetei și e să înceapă plânge. A, eu zic, tu ești ultima uriaș. Tu nu ai băut pastile astăzi? Mai înainte nu erau pastile. Bălea, Dimas, vrei să-i dăm minus? Da. Clar, a, ceva de genul, n-ai luat contraceptivul azi dimineață. Zii. Ce da. Că nu erau contraceptivi înainte. Da, nu erau. Ei, dacă el spune că nu erau, să nu-l crede. Marin. Îți zic că tu ești naș rod uriașă, vă zăcanciuiți. În română și eu spus. Neamul nostru de uriaș. Da. Termină. Neamul nostru de uriaș, gata. Și eu încep să plânge? Vrei să te bagi cu patru Ștefan cu răspunsul ăsta? Da. Patru Ștefan, te bagi pe ceas? Da. Hai spune cum o zis e. O spus fica mea dragă. Da. Mai mult uriaș n-as și tu ești ultima uriaș și ea că atâția și de ăștia mitie ca așa. Și eu încep să plânge. Da. Și ne crede din sală că răspunsul este corect. Patru Ștefan pentru Marie Madan, într-adevăr, acesta este răspunsul corect. Părinții au spus că erau inițial că oameni, legendă. Legenda asta nu e adevărat. Ei, clar. Mă uitam că așa te uitai, tu ce ori vrei și nici să-mi dai minus. Și eu spus, uite, am văzut mici, care noi suntem foarte mari, dar ei sunt mici. Eu spus părinții că noi suntem printre ultimele generații de uriași. Nu, în zadar v-am spus de perioada de sarcină. 99 de luni, asta înseamnă că mai puțini pe termen durabil uriaș urmau să apară și părinții i-au explicat așa că tu ești dintre ultima generație, au început să plânge și respectiv din lacrimile ei, chipurile, au apărut râul Bâc sau izvorul râului Bâc. Uh-huh. Aceasta este legenda 2-4. 4-4. Stai așa, îmi pare că te-ai pornit în România. Te-am prins la timp. Partenerii noștri Galtrans au curse zilnice. Tur-retur spre București, Iași, Cluj, Oradea și Brașov. Inclusiv te lasă fix la aeroport dacă ai zbor de la Otopeni. Cu ei vei călători boierește. Scaune comode, mult spațiu pentru bagaj și multe altele. Iar asta nu e tot. Folosește promocodul STANDUPOVCA și beneficiază de reducere de 10%. Intră acum pe site-ul galtrans.media sau descarcă aplicația și cumpără bilete online. A, mai să uit, dacă vrei să călătorești în Cehia, tot Galtrans alege. Cu ei ai cele mai avantajoase prețuri și condiții. Hai, pa! 4 Ștefan pentru Marie Madan, iar noi mergem spre următoarea întrebare, chiar acum după jingle. Minima e trasă? Minus 4. Pentru această acțiune. Noi, de obicei, prima întrebare o punem din partea spectatorilor, cei care trimit întrebări la adresa aceasta de e-mail. Dacă vreți ca pe viitor întrebarea voastră să apară în show-ul Așa Bună Seara, nu ezitați, trimiteți-ne la această adresă de e-mail și, cu siguranță, dacă este o întrebare bună, verificată, ea va apărea în cadrul emisiunii noastre. Iar acum, cea de-a doua întrebare. În perioada României comuniste, în România, se referă, pe șantierele de construcții, în minele de extragere de minereu, în locurile unde se construiau autostrăzi, drumuri, existau, sau în fabrici, uzine, exista ceva care era numit inima lui Stalin.
inima lui Stalin. Ce era inima lui Stalin? Ce reprezenta asta? La momentul de față, statuete. Dar și râdeți, blea. Eu tot las de moment. Da. Sare. 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 Și era inima lui Stalin. Da, cred. Da, tot așa, pus... sărată, tare. Așa. Și poți să o mănânci, să dau, știi. A, adică s-ar explica că este sărată și inima lui Stalin tot era sărată. Da, chipurile, da, da. Dar noi trebuie să spunem că e România comunistă, da. Dar era ceva din utilaj tehnic. Deocamdată nu pot să-ți spun. Da. Acolo nu era nimic pentru că Stalin nu a avut inima. El a făcut deportare. Bun, v-a plăcut? Un Ștefan pentru, da, pentru Dima Leontiev. Și o față de asta care... Da, blea. Acolo, da. Acolo nu era nimic pentru că Stalin nu avea inima. Băi, ești bun. Pizdoas. Mi-mi place. Marin. Asta dacă dumneavoastră lui a fost cu eu, vezi? Da, microfonul nu lucrează și Marin ajută. Vreau să te întreb, Marin, ceva. Te bagi cu patru? Nu, nu. Ai în viață momente de astea în care parcă ești undeva fizic, aha, dar tu lipsești de acolo. Da, 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 des. Da? Da. Am simțit-o numai și. Da. Adică, dar ai auzit versiunea lui? Ceva parcă așa ți-mi și tu ai considerat că ta diferă de-a lui. Da. Ce-ai? Era, era ceva, uite, nu era sare, nu pentru era, că clar. Sarea este sărată, dar trebuie să fie ceva care, inima lui Stalin, inima lui Stalin, ceva era pișantier. Ce a iubit Stalin? Hai să gândim. Deportări, acolo a fost tutun. Eu am vrut să ajut prost. Acolo a fost caiet cu numele de oameni care trebuie să fac la, să trimis la Siberia. În fiecare fabrică, asta, uzină. Da, 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 da. Și Stalin a iubit asta. Asta a fost scopul vieții lui. Asta era hobby-ul lui. Da, da, da. Ca și era, era un șocan. Așa. Asta era inima lui Stalin. Un șocan. Ceva un șocan tare, ceva dur așa. Așa, adică am înțeles. Te bagi cu 8 Ștefani? Nu. Nu, nu, nu. Cine vrea să iei răspunsul ăsta pentru 8 Ștefani? Un șocan. Nu, 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 nu. Nu. Nu, că nu știu. Un ciocan nu vrei. Stalin ăsta e fier, da? Sau da, inox. Oțel. Oțel. În traducere. Adică tu te gândești cu un ciocan. Un utilaj tehnic care era ceva dur sau momentul ăla în unde e ca așa să faci? A, la care ți-a dă la șor și să ridic șorul? Sau da. Doctor acolo. Da. Luând în considerare că lui Stalin îi plăcea tare să fumeze, era câte o curilcă în fiecare. Și era inima lui Stalin? Și lucrători intrau acolo și fumau, și, ca în aeroport, știi? Și unde te duci? În inima lui Stalin. Da, corect. Dar poate... Da. El a fumat foarte mult, mulțumesc pentru indiciu. El a fumat foarte mult, de asta acolo a fost cancer inimii. Inima cu cancer, suflet cu cancer. Cum se numește diagnoz? Suflet cu cancer. Suflet. Cancer sufletului. Dacă nu mergi suflet, cancer. Cancer, eu. Miocarcinom. Ordinea cuvântului nu contează, dar cancer sufletului a fost acolo. Adică acolo persista cancer a sufletului. Da, 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 cu metastaze și huitau așa. Un Ștefan pentru da. Dima Leontiev. Da, eu sunt din familie de doctori și de... Adică eu dau diagnosticuri prost, dar tot puneți spun. Tu ești doctor, da. Da, da. Pot, eu n-am zis dacă... huita. Este cancer sufletului. Asta a fost... Da, la noi tratează asta. A fost frumos. Cancerul sufletului. Medicina religiei. Da. Acolo era un centru, un consiliu administrativ cu patru camere. Și asta era inima lui Stalin, pentru că era cu patru camere ca o inimă. Și încăpătoare. Da, și tot centrul este administrativ, era rău, dur. Și de asta e de ce inima lui Stalin. Așa. Argument. Sunt și inimi cu trei camere. Nu, da. Este troica, știi cum se știe. Stai, acolo... nu zi tare, că am și Marina să mai spui o dată. Nu știu, treci la reptilii cu două. Și este Sfânta Troică, știi, ăștia care decideau cine pleacă în Siberia, cine nu. Mm-hmm. Asta păși inima. Inima lui Stalin. Eu вообще ascult și... вообще охуеть. Да пошла ты колу, братан, на газ. Ты оплатил за билет? Да ты понимаешь, что фашим мы здесь? Да, я понимаю. Понимаешь, да, до когда ты не знаешь. Nu știe răspunsul cu sensul, da? El la istorie, la școală, fix așa. La profesoară, eu ahuiez, domn profesor. Nu o să-mi spun, ci eu ahuiez. Eu ahuiez că asta atât cu noi sunt.
Asta Ștefan, o pizdit turșii? Eu ahuiesc. Voronin a câștigat? 2 plus 2, 4? Eu ahuiesc. Marie, nu exagera. Da. Nu, lad, bine. Minus 2 puncte. De acord, aici chiar. La istorie să zică 2 plus 2 e 4? Noi grăim de istorie sau de desen aici? Da, de acord. Minus 2? Nu, minus 1. Hai, ne te bine mine. Davai. Dacă pierzi, minus 4. Nu. Cum nu? Dacă tu câștigi, minus 2, dar dacă eu, nu. Nu. Dacă câștigi tu, da. Minus 2. Dacă eu, minus 4. Ei, și cu eu câștig? Cu e znaiu, da? Hai, dacă tu câștigi, minus 1, dacă eu, minus 2, da? Da. Hai. 1, 2, 3. Eu am pierdut, da. Minus 2. Tu trebuie să pierzi. Blet, ce? Acolo Guinness tot așa a fost. Nu e Guinness. Tu ești inima lui Stalin. Tu ai pierdut viața. Nu e Guinness câștigi prezentatorul. Nu, minus 1 Ștefan. Eu am un răspuns. Da. Adică o variantă, eu nu știu dacă e răspuns corect. Luând în considerare, la mine te-ai răspunsul așa să înceapă. Urmează ceva argumentat. Că Stalin e Pașa, din Georgia. Pașa, mă, e eu în considerare. Din Georgia. Da. Eu mă gândesc că era hachapuri acolo ceva, mâncare de asta, georgian. În tăi șantierile din România era hachapuri. Băieți, la hachapuri, la inima lui Stalin, hai. Hachapuri, hachapuri. Nu, dar totuși, și îți pare că inima lui Stalin? Ce ai vedea ca inima lui Stalin în vreo fabrică? Eu l-am spus, monumente, micuți, statuete. Era logic, dar nu-s ele. Ce ai mai vedea? Băieți, era un anumit instrument. Marin, te bagi pentru 8 Ștefan cu cuvântul ciocan sau nu? Nicova... Nu. Nu, eu te întreb, te bagi cu cuvântul ciocan sau nu? Cine vrea să bagi cu răspunsul ciocan pentru 8 Ștefani? Deci și ciocan, să știi. Cu răspunsul ciocan pentru 8 Ștefani. Și eu ți-am zis... Și vrea să... Și eu și sub pula, Marin. Și eu am zis că... Eu ți-am zis ceva că tu ești ciocan? Nu știu, așa ni s-a părut. Cine vrea să bagi cu răspunsul ciocan? Eu și ciocan să mă bag cu ciocan, să știi. Oh. Pentru 8 Ștefani. 8? Wow. Nu? Ok, continuăm. Dar atunci adică... Joc e pe gânduri, clar, ce? Da, vdruc e corect. Da, vdruc, da. Dzinicova. Și încep joacă cu minus 10. Da, vdruc, nu. Dar știi dacă nu. Ok, era un instrument. Un instrument care era numit... Unu, nu două, unu. Un instrument care era numit inima lui Stalin. Era așa. Fabrici uzini, șantieri, în mini... Acolo îmi se făceau drumuri și autostrăzi. Marin, tu ai dat din clopoțel, te rog. Da, era un instrument, cum am zis. Da, cum ai zis? Apăgat. Era un instrument. Da, instrumente, dar sunt multe. Ceva care pălește, ceva dur. Ori Nicoval, ori Ciocan, ori în... Te bagi cu răspunsul Nicovală sau Ciocan pentru 8 Ștefani? Nu. Hai, eu mă bag. Te bagi pentru... Da, m-am și pierd oricum. Ok, răspunsul tău este... Ciocan. Nu, spune. Trebuie Joachim, da? Bagi tu Joachim. Dacă ceva tu ești, poate eu părerea expertului. E la 2 să bagă. Și dacă... nu, te bagi... Da, Ciocan. Răspunsul tău este... Ciocan. Minus 8 Ștefani. Hai, și Ciocan. Băi, da? Bravo. Nu, a fost bine că... Asta e Ciocălău. Un Ștefan pentru Ciocălău. O, de-am... Da, mai zici 7 ori Ciocălău și te întorci înapoi. Înțeles, da. Vrei să te bagi cu cuvântul Nicovală? Nu. Să mai gândesc. El pe la 5 are întrebarea, să vorbim cu răspuns. Nu, nu este, nu este ciocat. Dar e că asta am aflat de-aia. Este altceva. Hai să vedem. Chiron poate ceva, nu știu. Încercarea vine în areși. Da. Eu cred că asta e un punct precis. Un Ștefan, pentru cuvânt filozofic care l-ai spus și explicați. Nicovală? Eu nu am și pierd. Un Ștefan Nicovală. Pentru Pavel Sârbu? Nu este Nicovală. Țântă? El a spus Chiron. Vrei eu să spui Chiron, eu am spus țântă. Chironul de obicei e mai gros ca țântă. Ia zic și râdeam. Încă un Ștefan. Dar vrei să te bagi cu asta pentru... Eu am mușli scot, este minus 7. Uite și faci motivația din om. Îi dai vreo 2 minus. Dă-i. Unde? Marin. Un Ștefan pentru Joy. Marin, tu ai dat niclopoțel? Luăm. Băi, tu vei înțelegi că tu le dai răspunsuri care pe urmă sunt de puncte multe.
Și ei îți proibesc, tu înțelegi sau nu? Dar pe asta și-i strategie. A, da? Luăm. Luăm că... El se bagă cu 8, Ștefan, pentru... Hai să verificăm, da. Hai să verificăm dacă luăm, e drept. Hai pe mine să verificăm, e drept sau nu? Luăm și ai în vedere, ca să înțeleg ca unealt cum arată. Aici care e mare, așa. Da, așa, de șer care strică perieții și tot ce trebuie. Te bagi pentru mai mulți? Sau pentru vrei pentru doi obișnuiți? Ce trebuie să mă bag? Nu mă bag. El îmi pare că nu înțeles unde. Pavel, da. E o glumă foarte sexistă. Eu încerc cumva să-mi scot minus 7. E o glumă foarte sexistă, dar noi toți suntem de acord că a fost reușită. Așa că plus un Ștefan. Blin, nu credeam, doi. Bun, ok. Nu este luăm. Este altceva. Inima Stalin. Inima lui Stalin. Închipuiți-vă-și cum arată inima încă. Eu am văzut multe. Poate, nu știu, popor? Poporul, poate? În inima Stalinului. E frumos. Toporul? Poporul. Poporul, poate. Ah. Poporul care s-a aflat pe la uzine, pe la șantieri. Da, și-l asculta pe dans. Nu, da, că eu când am zis că instrument... Tu n-ai formulat foarte clar, Alexandru, da. Greșeala. Poporul tot e un instrument, da. Da. Asta e instrument de manipulare. De manipulare. Da, da, da. NATO, tătia, ca cu asta. Așa, da. Biden... Da. Nu, nu este poporul. Nu e poporul. Este un instrument, adică fizic chiar ceva, nu e oameni. E un instrument fizic. Ce putea să fie, uite, în mine, mine unde se extrage ceva, pe șantiere de lucru, dacă ai un răspuns, apă dă-i din clopoțel. Asta e las omul zgres, da? Da, că dacă ai un, dacă ai un răspuns, dă-i din clopoțel. Pe șantiere, acolo unde se făceau drumuri, acolo unde erau fabrici, uzini, unde trebuie, de exemplu, în tren tot să găsă asta. Ia că eu asta am vrut să spun, și poate este drum pentru trenuți de astea, știi care? La Scooby-Doo, știi, te-ai uitat mult? Nu știu, la minus joche, David, ok. Adică e tot pe zgresc, așa e proastă, așa. Da, 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 da. Nu, la Scooby-Doo, tu ești SpongeBob. Da, da, Simpson. Tu știi, ai văzut ceva de asta. Dar cum? Simpson, nu? Da, da, da. Flintstones, căcoi, eram Flintstones. Lupa Gadie. Lupa, anumit Pagadie, da? Da, da, da. Prin lupă te uite, lupă gădi. Un instrument fizic. Da, nu e chestia asta pe șantier. Da. Seceră? Seceră, da, este pe șantier. Ce faci cu secera pe șantier? Huirești. Ce? Huirești. În oameni. Huirești în oameni. Ceva care îți trebuiește. Vă știți cum arată o inimă? E că așa. Not, așa, așa. Tu ai înălțat undeva. O, da. E ca... Da. Nu așa. Nu așa? Ca pum. A. Marie, și te-ai bătut la inimă? Nu, ne-am pus-o arăt... înapoi, că o ținem în mână. A, am înțeles. Cam cum arată Johi inima? Ca pumnul. Cam așa. Nu așa. Așa noi okay. Adicionăm. Te rog să mai greșești. Da, da. Dar eu deja arat cum inima arată. Deja mamilon a arătat și eu văd, da, deja cum ceva. Cer scuze, dar cineva trebuie să spună asta. Gurgui. Da. Băieți, ceva era... Ei, parcă nu mai vă stâți, știi, și aia ești. Îmi mai pun un... în partea să facem... O, asta e pentru asta, da? Băieți, ne concentrăm. Un instrument care era acolo. Un instrument. Da, blin, tu... O sărbătoare. Eu de-am uitat întrebarea, mă uit. Dar voi nu vă uitați tare, nu s-o trebuie. Nu mă uit la un... un instrument oricare, da. Ce puteți fi? Zinaida Julia. Ca la Scooby-Doo, tu ai văzut? Asta e un punct. Asta e un punct. Zinaida Julia, adică inima lui tu ai crezut că ai spus odată popor, Scooby-Doo și poți de râs și crezi și amui de râs, da? Vrea de ce ordine. Orice cuvânt. Popor, Scooby-Doo și Zinaida Julia. Asta e o bancă, anecdot. Da, da, da. Le cânta. O. Și poate. Era inima lui Stalin? Cândva poate, da. Un Ștefan, ok. Un instrument. De-aș trebui eu să dau așa răspuns. Un instrument
Un instrument, vioară, da. Dacă... O vioară era pe acolo. Nu, nu, nu e vioară. Un instrument cu care lucrau oamenii acolo. Lucrau cu acest instrument acolo. Ce poate fi? Nu este mai, nu-i șocan. Cum chestia asta se numește care e pentru... Nu, 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 e în formă de ciocan, așa. Hârleț, poate. Nu hârleț. Hârleț. Te bagi prin spate, Ștefan. Cu răspuns hârleț. Ei, hai. Răspunsul tău este? Hârleț. Minus 4, Ștefan. Ok. Hârleț seamănă cu inima, așa, dacă știu. Aproape hârleț, dar nu hârleț, altceva. Sapa seamănă cu inima. Da, că e Prășeu pe șantier acolo. Altceva, nu este hârleț, este din seria asta. Motor, dar... un motor poate. Este din seria asta. Un motor? Un motor care scoate... Alexandru, și ești prost. Care scoate... Băi, omul îți dă răspunsuri, dar tu nu poți să... Nu, oricum, Ștefan, am pus pe ceva. Dar du-mă mai sam, știi? Nu mai gândești, bleci. Și un Ștefan pentru un pan. To-i Julia, prostă. E simplu, iepte-ți și inima. Nu este hârleț, dar nu tot e din sfera asta. Nu este hârleț. Greblă. Greblă. Apă, greblă și mai un Ștefan pentru greblă. Pentru greblă, un Ștefan. Nu-i chestia asta care ascute tot? E ca asta așa. Cutia? Da. Și care e asemănarea cu inima lui Stalin? Tot așa e. În cap, în mână, ia ca asemănă. Nu, este altceva. Este aproape de hârleț. Ăsta este aproape de hârleț, dar nu este el. Eu nu știu cum se numește, că chestia asta care oamenii lucrează cu dâns. Nu? Așteaptă. Ăsta care e fărâmă, piatră. Cum se numește? Nu-i daltă, dar... A, care așa e... Chircă? Aici zice chircă, păhut. Da, dar nu este chircă. Inima. Inima? Inima e din fier, logic, ceva de genul. Da, dar apropo, modul în care v-a arătat inima colegul Dima, seamănă foarte mult cu obiectul ăsta. El seamănă. În secțiune, cred că așa seamănă. Coaie? Un Ștefan pentru Dima Leontiev. Джохи, жута, блин, еще. Ну, ну есть, ну есть хрлец. У нас так ладно. Ну есть Зинаида Жуля. Алчева, дар, тот и не сфера. Кутотика Зинаида Жуля, я рав. Я рав рамоз, я рав пропи де распонс. Блин. Чис май фолосеш пшантьер. Уйти, требу лумяс. Ну, врез. Ну, 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 врез, бадо, индичка. Халдари? Ну. Acolo? Avem poate casc, eu știu. Pui în cap de ăsta de șerțe. Șleom de șală. Adică casca din fier e inima lui Stalin. E, acolo da musul, rămurie, dar eu am zis. Un Ștefan pentru jocul de vezi, aplauzele voastre, băi. Sor lămurie. Nu, este altceva. Și poate să fie... Hai să ne predăm, da, mă, și... Bratan, nu ești? Nu ești neam să te predăm. Nu, Ștefan. Bun, aproape de hârleț. Ceva aproape de hârleț. Aproape de hârleț? Și stai, bratan, aproape. Aproape de hârleț? Aproape de hârleț, bunica moartă. Hei. Prea departe, dus. Bunica mai are trăit, oră. Da. Furcă! Da, inima lui Stalin. Nu-ți faci așa să mă aici, doamnă, eu ți-am dat. Deci descurcă. Bun. Furcă nu-ți trebuie șantier. Și nu trebuie. Uite, gândiți-vă un șantier. Lopățică și... Lopată nu trebuie. Cine vrea să iei răspunsul ăia, că ai zis tu lopățică și tu ai zis lopată, da? Cine vrea să iei răspunsul ăsta pentru 8, Ștefani? Nu, nici ne ajunge. Vrei să iei răspunsul pentru 8 Ștefan sau nu vrei? Nu, nu. Tu vrei să iei răspunsul pentru 8 Ștefan sau pentru nu? Pentru 4. Nu, eu vreau cu 8. Vrei să iei răspunsul lor cu 8 Ștefan? Joachim, eu te întreb, vrei să-l iei sau nu răspunsul lor cu... Auzi, băi, publicul îl încurajează. Ok, dar hai, luăm. Și răspunsul tău? Ce? Ambele. Nu, zi răspunsul. Lopată.
8, Ștefan, pentru Nahar Joachim Davis. Într-adevăr, este lopată, pentru că eu vă spuneam că seamănă. Uitați, ia cât așa arată lopata dată. Eu așa și m-am gândit că tare. Așa arată lopata dată și ei erau foarte mari. Și cândva toți... erau așa. Ei erau o lopată... Am un numai să-mi. Toți, expert în lopeță. Expert. Cândva din mult. Un Ștefan pentru o adăugare, dar 8 Ștefan pentru Joachim Davis pentru răspunsul lopat. Cum ți-a venit răspunsul în cap? Te rog. Tu ne-ai zis. Extraordinar. 8 Ștefan pentru Joachim, iar noi... Și în total cât Ștefan am. Stai cam jos de după a treia rundă. Eu nu știu, am numărat acolo, avea. Dar tu numărai? Map plus, map minus, de ce nu înțelegei. După a treia întrebare aflăm rezultatele preliminare. Asta înseamnă după următoarea întrebare. Tu notează, nu uiți. Tu notează, notează acolo. Și eu, 8 Ștefa zi, notează. Da, teț. Da, da, ei sunt. Bun, aplauzele voastre, iar noi mergem spre următoarea întrebare după jingle. Chiar acum. În data de 29 ianuarie 2013, Anatol Mătăsaru, unul dintre oamenii care au organizat proteste pe la noi, a realizat un protest inedit în Republica Moldova. El a expus în fața unei instituții de stat un penis de 2 metri înălțime. Ceva a mințit. De prima întrebare. Un Ștefan, un Ștefan, un Ștefan. Marin, tu te-ai râs, nu-ți spun nimic. O expus un penis mare de 2 metri, care în vârf avea fotografia unui politician. Eu prost îmi imaginez, știi, stai. Și la fel, a pus și o vulvă. Te-ați înțeleg și asta vulvă? Că mă uit că Dima tu zice, dar sau nu știu. Am văzut câteva ori, da. Vulva asta nu-i valvă. Am văzut câteva ori. Sub nas. Sub nas? Nu. Sub nas, asta e ok. O vulvă în care la fel erau imaginile anumitor oameni influenți de la noi din stat. Influencerii. Un Ștefan pentru influencer, dar nu mai zic așa că respectiv a făcut un protest. Pentru protestul dat, el inclusiv a fost condamnat în 2015 pentru asta. Întrebarea este, dar împotriva la ce el a protestat în felul ăsta cu un penis de 2 metri care în vârf avea imaginea unui politician și o vulvă, vulvă înțelegi ce-i? O chizdă, ca să nu... Dacă înțelegi, duce, da? Dacă înțelegi despre ce vorbim. M-a spus că așa... O gaură. Porțele. O găurică. Da. Peșter. Respectiv, el a protestat și acolo în vulvă. Erau tot imaginile anumitor oameni influenți din stat. Uh-huh. Întrebarea este împotriva la ce el protesta. Cu în felul dat. Printr-o penis mare, o vulvă, Marin. La înmulțirea deputaților. Să nu se mai înmulțească ei. Ce ai în vedere? Nu, eu așa leg la mine. Dacă eu, da, da, da. Dacă eu pus pe un penis și pe o vulvă, da. Să nu se înmulțească, cred că. Dar ei se înmulțească? Da. Care în parlament tu crezi așa? Da, da, da. Dar pe ei cumva copchii lor se duc prin Maldive, prin Saint-Tropez. Și? Dar cum? De unde apar copchiilor? De-n burtă. Chiar. Și orice. Nu, Marin, ce ai în vedere prin înmulțirea deputaților? Oricum, de atunci până în prezent, sunt tot 101. Nu s-a schimbat nică. Nu, Joachim, zic bine, nu? Nu, s-a schimbat mult. El nu a pus virgul după nu. Nu s-a schimbat multe, trebuie. Da. Împotriva la ce? Uite. Împotriva la procesul lână în considerare că mulți deputați foc dintr-un partid în altul, împotriva transfugilor. A, știi, pe cel care-i transfug, apoi un penis. Nu, asta de-am o voie pe gândire. Dar cum vrei tu, dacă vrei să crezi așa, gine, dacă nu, nu. Cineva o dată din concurs? Nu, nu, nu. Nu?
Da, știu, știu, poate împotriva lui Andrei Balcan, pentru că acolo a fost penis vagin. Down! Minus 3. Down! Bun. Vrei să te bagi cu 3 Ștefani pentru... Asta nu e răspuns corect, eu cred așa. Nu, nu este răspuns corect. Bun, e un politician acolo, pe acel penis sus mare, de 2 metri. Dar nu-i numim numele, da? Nu, nu, nu. Președintele țării era în pipul, adică, nu sus. Nu. N-a să-i dăm nume. Nu se poate zis nimic. Împotriva ce sau împotriva cine? Împotriva la ce. A, la ce? Proces. Da, da, 2013 era anul atunci. Uh-huh. 2013. Imaginea unui politician era acolo sus, în vârf. 2 metri nu-i în zadar ales înălțimea asta la penis. A, Marian Lupu era. Și? El e de 2 metri. Da, dar eu nu te întreba cine era acolo. A. Tot ai vrut să spui asta? Nu, am vrut să spun Dorin Chirtoac. El tot e înalt. Tot e înalt. Dar nu despre numere noi vorbim. Da. Și de asta nu să zic Dorin Chirtoac. Asta e... Dar poate este acum Vlad Filat, poate? Da, poate, da. Dar cam cât e din alt? Nu știu, n-am văzut încă niciodată. Pe Vlad Filat? În poză, în video, eu știu. Deci cam din poză cam cât pare? 1,99 m. Un Ștefan pentru Johide. 1,99 din precis. Fotografie ai observat. 1,95 m. În tufle. Toc înalt. Împotriva la ceva care era la noi în societate. Tak, sunt 2013 și era la noi în 2013. Da. Data din 29... Pare că era îmbrăcat cineva în... În penis? Mm-hmm. Nu, era din lemn. Ah, ok. Penis din lemn. Pe data de 29 ianuarie este o zi profesională a cuiva în Republica Moldova sărbătorită. Și respectiv este legat protestul ăsta cu acea zi profesională. Dar împotriva la ce protesta Anatol Mătăsaru în felul ăsta? Ziua obstetricii sau așa? Ziua vaginului? Nu este așa ceva? Dar noi chiar ne întâlnim tăți și haideți sărbătorim. Ziua fertilității sau? Ziua vaginului. La un lucrător... profesie, da? Da, da, da. Dar care? A, păi eu te întreb. A, tu mă întreb. A, bine. Poate nu după sex tape și ala? Domnul 199 de centimetri. Eu tot mă gândeam, știi, las. Da, poate și el e ceva legat de sex tape? Și, și mai departe dezvoltă? Nu, cumva el a vrut să demonstreze că în timp și... Gen, el pe atunci era, îmi pare că... 2013? Nu, era leancă, de-mă pare că. Dar, deschidem niște paranteză în vulvă, no. Acolo erau mai multe imagini de anumiți oameni. Nu era unul, dar mai mult. Mai mult copii. Femei? Nu. Nu? În vulvă tot au fost? Gata. În vulvă tot erau, dar erau mai mulți. Dar acolo era unul în cap, sus, la penis, și în vulvă erau mai mulți oameni influenți din stat. Gen unul, eu... Da. Împotriva la ce? Hai să gândim ce probleme avem noi în statul nostru. Care nu le avem. În 14 îmi pare că a fost furt miliardul, nu? În 14. E bun, în 13, dar după care s-au luat un pic mai târziu. Probleme? Nu, tu ieși la plimbare și acolo o pulă de 2 metri pe stradă. Asta nu e normal, asta deja este o problemă, cred că. Nu e pricolno. Nu e pricolno? Eu într-o lebus cât de este văd. Dar unde eu protestat în față la? A, dacă să-ți spun instituția, deja să înțelegeți. Judecătorii. Așa, și înseamnă că protesta împotriva la ce? Injustiție. La... Corupție din domeniul justiției. Pavel. Da. Spuneți-mi, vă rog, pentru cât ți-am propus eu atunci și tu ai refuzat? Prea mult, pentru că eu am acceptat. 8 Ștefani ți-a propus. Da. Te bagi pentru 8 Ștefani cu răspunsul pentru, cum ai zis tu? Pentru corupție în sistemul justiției, da. Te bagi cu 8 Ștefani pentru, cu răspunsul ăsta sau nu? Da. Ești sigur? Da? Da. Plus 8 Ștefan pentru Pavel Sârbu, într-adevăr. Dacă se dă răspuns, Cărmarin.
Pe data de 29 ianuarie este ziua procurorilor în Republica Moldova. Protestul, într-adevăr, era în fața judecătoriei Chișinău și el, în felul ăsta, a hotărât să protesteze împotriva injustiției care există în Republica Moldova. Și după asta l-a sudit pe 2 ani, știi, adică, ca să-i fac, ca să-i fac o leacă de dreptate. Ești acolo s-a stat o adipuț. Un Ștefan pentru Johi Davis. Când și-a căutat, așa i-a intrat. Un Ștefan pentru Johi Davis, wow! L-a pitușit. Johi, bratan, n-are atâța. Foarte bine. O zis că l-a pitușit. Ce, ce? O zis că l-a pitușit. Nu, un Ștefan, 8 Ștefan pentru Pavel Sârbu, iar noi, după jingle, vom afla care sunt rezultatele intermediare. Jingle! Așadar, după primele 3 întrebări, avem următoarele rezultate intermediare. Dmitri Leontiev, 5 Ștefan pentru Dmitri Leontiev. Marin Madan, 5 Ștefan pentru Marin Madan. Pavel Sârbu, 6 Ștefan pentru Pavel Sârbu. Sunt plus în și cât te 3 la un loc, adică 16 Ștefan pentru Johi Davis până în momentul de față. Opriți-o, iar noi, opriți-o. După jingle, mergem la următoarea întrebare. Așa, felicitări! Așa, dar băieță, s-a auzit despre Papa Rudy. Da, cânticul lui Spike. Și cum, cum, cum? Asta e Bordea, știe. Asta, Rudy. Da. Papa Rudy. Papa Rudy? Johi, ai auzit vreodată de Papa Rudy? Udi cu gale. E acelea care stau pe albișoară, acelea sunt Papa Rudy. Ca să crească roada. Da. Ea face Londra, Paris, dar cu escală în Dubai, dar și când o să ai pe toate ordinarea din care tu n-ai. Haroș, Pavel, un Ștefan. Papa Rudy. Rudy din partea lui Papa. Da, Papa Rudy. Un Ștefan pentru Pavel. Papa Neamuri. Papa Rudy. Mie-mi place cum Marin repetă vreun răspuns și se răsebește după asta tot el, știi? Nu, dar a fost într-adevăr un răspuns bun. Papa Rudele sunt de fapt un dans ritualic de chemarea ploii, care se practica înainte la noi aici când era secetă. Iar ploile nu vin. Ele tot, Ștefan, ele tot așa cu arcul împușcau un... Da. Ah. Bine, povestești mai departe, așa am zis. Adică ți pare că ești amuzant? Da. Johi, a fost amuzant răspunsul este sau nu? Da. Aplauze. Aplauze. Nu, nu a fost. Simt sincer, nu? Nu a fost. O să mai mă gândesc. Dacă a fost sau nu. Papa Rudy este de fapt un dans ritualic magic de chemare a ploii, mai ales în timp de secetă, asta în timpul verii. Și de obicei când se practica, când se crea dansul ăsta ritualic de chemare a ploii, când era o secetă foarte prelungită și era jucat doar de fete tinere. Și respectiv fetele erau dezbrăcate. Dar erau fete, nu mari, mă refer la fecioare deja de 18, dar erau sub 14 ani. Respectiv, erau dezbrăcate, doar erau înfășurate cu frunz, adică în loc zonilor intime erau pus frunz, aici și la șlucru erau frunz de boz, fie de brusturi, fie alt fel de frunz, și ele dansau, făceau acest dans ritualic. Tvârc. Tvârc ritualic. Tvârc ritualic. De copii de 14 ani. Un Ștefan pentru Dima Leontiev. Nu tvârc. Adică erau diferite frunze și se făceau un fel de ghirlandă în jurul lor, fie că erau din stejar. Ele singuri erau ca niște ghirlande. Și erau? Ele singuri erau ca niște ghirlande. Și mai făceau și aici, și erau. Dar de ce crezi tu că erau ca niște ghirlande? Din cuvântul girl. Cam așa. Un Ștefan pentru Dima Leontiev. Te-a scăpat. Și respectiv dansul ăsta ritualic, ele mergeau din casă în casă, cântau cânticul lor ritualic. S-a răzgădit la maxim. Băi, nu mai ai spus care cât voi tăți, gata, blea, ia că așa aruncă n-am. Una după alta. Ia că așa aruncă versiune noi. Cântau ăsta, papa rudă, vină de mă udă, udă cu căleata, peste toată ceata.
Întrebarea este în felul următor. Dar ce se întâmplau după ce, cu frunzele astea din jurul lor, care erau aici, pe cap, pe corp? Ce fășeau cu frunzele astea după ce ele fășeau tot dansul ăsta ritualic? Dima? Ei au vândut asta la OnlyFans. Eu am auzit că sunt fetele care vând chiloții care au purtat și un bărbat din Japonia cumpără pentru mulți bani. El a auzit. Eu nu știu ceva pentru Marian. Tot casa e în frunză, precis așa. Nu știu ceva pentru Marian. Bun. Ce făceau cu dânsele? Le ardeau poate. Aici, șapă pe urmă, azi dai. Da. Salată. Salată cu iz de... Un Ștefan pentru Marie Madan. Miliardeu, ce sens? Ia sfum și după asta îți vin ploaie. Râdeți, este logică. Da. 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 Adică îți crezi când ies fum? Să duci în cer și după asta vin ploaie. Dar tu știi că ploaia nu-i fum. Eu înțeleg. Dar te-ai uitat că seamănă fumul cu norii și ai zis că poate este, da? Deci oamenii fumează, cheamă ploaie. De ce fumatul este interzis? Pentru că o să fie... Primul ploaie. Da, rău, da. Vreme ră. Da, ră. De fapt, aceștia care spun că, de fapt, fumatul dăunează grav la vreme ră. Nu la sănătatea noastră. Nu, dar de fapt și la sănătate, că dacă e ploios, apă tuberculoz. Te-ai răcit și gata. Deci, da, da, te-ai logic, da. Deci când e inundație la Albișoară, nu se vinde Marlboro. De asta. Dar tu ai vreo statistică? Grăiești în cunoștință de cauză? Că... Da, Pavel. Mi-am gândit frunzele astea, le puneau, își făceau acoperiș sau umbrele. Din frunzele astea. Dacă tot nu vine ploaie, măcar stai la umbră. Da. Nu, este soare, știi, gen, poate de soare mă protejează, dacă nu să fie ploaie, de ploaie, da. Eu gândesc că poate le spăla și pe asta le purta încă o dată. Asta e bun, da, asta e bun. Mașina de spălat, știi, cu regim stircă de frunză. O știam pentru Marie Madan. Verde. Eco. Eco. O știam pentru Pavel. Bun. Nu le spălau. Uite, o fost, o cântat Papa Rudă Rudă, vină... Le vindeau așa murdare pe OnlyFans. Dacă asta este logic, da, să. Pentru asta și mulți bani. Nume logic. Logic. Din cuvântul .g. Da. Logic. Care stă în loge, logic. Un Ștefan pentru tine, Alio. Logic. Le luau după asta. Bun, ei, respectiv, au fost, au cântat, ele au dansat, prin casă în casă au mers, au făcut pe la oameni, Rudi, Papa Rudi. Făcut pe la oameni. Dans, dans, ritual. Au lăsat un cerșel. E brusturi. Ritualul. Asta tu eri zăja, muie? Nu. Dar tu faci puneau la icoană. Le puneau la icoană. Da. Și cam ce avea ploaia cu icoana? Nu, gen, ia că plouă, da? Și, o, asta noi. Data viitoare iar sește, da? Costiumul. Adică tu crezi că îl puneai acolo la icoană, la păstrare, costiumicu? Da, cred că da. Și după care îl luau iară când aveau nevoie, anul viitor. Da? Da. Erau, pur și simplu, diferiți băieți în sat care niroseau ceva. Unii niroseau călei, alții busuioc, e că eu știu de ăștia care niroseau busuioc, și alții niroseau frunzele este. Dar ei, cine știi tu că niroseau busuioc? Prin Hârbovăț am auzit. Vecislav. Vecislav. Vecislav Ipati. Dacă vrei, nu concret. Numărul de Telegram. Om concret care e. Vecislav Ipati. Un Ștefan pentru Marin. Ceva făceau cu frunzele date. Uite, ritualul ploii este legat cu apă. Parul de tot este legat cu necesitatea de a ploua. Poți zice omul că le spăla. Nu, nu este poate le spăla. Poate le duceau la râu, cumva. Așa. Le lăsau pe apă să curgă. Să plutească. Așa. Da. Ei au tăiat frunze la câine. Un Ștefan pentru Dima Leonte. Mai ai vreun răspuns? Un proverb tot am vrut să zic eu. Da, spune-l. La plăcint înainte, la... hai, spune-l. Frunză sus, frunză jos. Asta e mitin căcui? La plăcint înainte, la război înapoi. Asta ai vrut să-l spui, da? Da. Fă și eu găluși. Da, vreau să... Dar mai zi, fă și eu ceai și le biem și gata. Ce zici tu? Dar tu i-ai dat mărțișor, vezi ce grubiește, na. Hai de mai zâni. Tak, voi ați spus, și unul și altul ați spus răspunsul că le duceau la râu și le dădeau pe râu. Întrebarea, cine dintre voi vrea să concureze pentru 4 Ștefani cu răspunsul dat?
Hai că eu. Eu pentru 5. Pentru 6 te bagi? 12. Le citați. 12. Așa. Dar mă devine interesant. Pentru 12, Ștefan, te bagi cu răspunsul ăsta? Sau nu? În râu. Hai eu pentru 1. Licitație nu așa, mă cred. Nu, Ștefan. Te bagi pentru 12. Asta înseamnă că dacă câștigi, ai 28, dacă pierzi, ai 4. Ei, da, m-au mai mult. Te bagi pentru 12, Ștefan, sau nu? Asta e decizie. Eu nu știu ce aș face. Pentru 12, Ștefan, te bagi cu răspunsul? Nu, cu râu, nu. Tu nu te bagi cu răspunsul ăsta pentru 12, Ștefan? Am să risc. Toată viața am riscat. Aplauzele voastre. Ok, răspunsul tău? Minus 12 puncte. Nu, răspunsul tău? Da, le duceau la râu, cred, așa. 12, Ștefan, pentru Jockey Davis. Într-adevăr, le duceau la râu. Și mai mult decât atât, el a dat și o versiune anterioară, dacă țineți minte, spunea că le ardeau. De fapt, le duceau la râu, le aprindeau, le duceau la râu și le dădeau drumul pe apă. Pentru că continua ritualul ăsta al apii mai departe și respectiv să aduc ploaie în zona lor. 12, Ștefan, pentru Jockey Davis, iar noi după jingle mergem spre următoarea întrebare. Sneită-ți banii! Bun, un pachet de țigări costă 50 de lei. O bere costă minim 25 de lei. Un like, un comentariu sau un subscribe a tău nu costă nică. Dar tu, cum îți aduci recunoștința față de băieții ăștia care stau aici și te fac pe tine de râs acasă când tu mănânci cartofi prăjite? Cum? Dă un like, dă un subscribe, dă din clopoțel și ai să fii la curent cu toate noutățile care sunt pe canalul de la Stand Up Afka. Ecaterina Teodoroiu, ați auzit vreodată despre ea? Nu mă și-am auzit. Două ori. A doua oară. Mă, de mult am auzit. Ecaterina Teodoroiu, ați auzit trei ceva? Trei ori am auzit. De foarte des, ultimul minut foarte des sau de dânsa. În primul război mondial, în 1916, ea și-a pierdut fratele. La război o s-a dus, Nicolae. Condoleanță. Un Ștefan pentru Marima, dar adică tu amut te-ai gândit să-i spui condoleanță de la mor din 16. Termină ușoară. Vreți să ținem un minut de reculegere pentru... Da, vă rog. Să beau apă asta. Hai, bebe, ești uvajăște, sunt-te ca acasă. Mă, nu uita chestia în partea. Ai fumat? Nu, asta... Dă-i una pe cap. Nu spate. Ecaterina Teodoroiu și-a pierdut fratele său în 16 în timpul războiului Nicolae, în bătălie de la Porceni. După asta eu decis că eu o să duc la război, să lupte și ea, pentru că și-a pierdut fratele, respectiv s-a dus în același regiment să lupte. După asta, regele Ferdinand, când o văz vitejia unei femei care, uite, a fost inițial ca infermieră, adică care îngrijă de bolnavi, după care chiar rotă armele, când o văz că ea s-a implicat, a făcut-o chiar, a ridicat-o în grad și joche și râd. Și... Să ascultă tăți așa atent. Parc straniu, da? Ascultau o întrebare, proști, blei. Уште два интервјуа. Да, боеш, блин. Ну, конечно, ако долу за шоп, там бузнари ваше епоху поздал. Уште маш пентру па. Да, 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 шни, да. Тај долу шоп там аву, там уа мај мулт. Ну, авеј 16 атонш, плюс 12. Да, ша кума нка уну. Блин, шмай са... Шмай са кој фикари ка фика, блин. Еле ка ша нумара бани. Да, да, час нову сам кумпар. Ну, ладно, гонец. Tu din banii noștri vrei să cumperi ceas? Și o leac de-a mie, și o leac de la voi. Uuuu, stai o leacă! Nu, tot normal. Minus un Ștefan. O glumesc. Și respectiv, ea s-a implicat inițial ca infermieră, adică în grijă de bolnavi, de ostaș, după care... A, dar gata, știu, tipa asculți, da? Da, dar e mai vesel acum. Acum da. Și după care el... Cât așa, și stăt eu, pentru că era la școală, la examen. Dă-mi voie să ascult, davai, zic. Și după care ea s-a implicat în calitate de comandant de Pluton. Pluton, nu planeta. Da. Dar ce e Pluton?
Pluton. Fratele lui Platon. Fratele lui Platon. Este Pluton și este Platon. Nu, da. Și s-a implicat în calitate de conducător a unui Pluton de ostaș și au murit în bătălie de la Mărășești. Totuși, ea rămâne unică în felul ei în România contemporană. Prin ce este unică Ecaterina Teodoroiu în România contemporană? Adică nu atunci, dar acum prin ce este unică? Să vă dau, da. E, avea 11 de aici. Ei, hai. Teribor cumva, așa-i? Avea și corn și... La picioare sau la mâine? La... Eu gândesc... La geac. Nu, asta da mă uite. Eu gândesc din motiv că... Cam greu gândesc. Și el are 28 de puncte, da? Nu, mă gândesc, poate și... Poate cumva o deveni prințesă, eu știu, sau... Nu, da, că noi toți o știm, prințesa Ecaterina Teodoroiu. Da, ea era prințesă? Nu. E omorit în bătălie. În ce este? S-a deschis un spital și... Ea ca ceva de genul ăsta, dar nu este da. Drept. Adică ceva de genul ăsta în cinstea ei, ca și cum s-a deschis un spital și în România contemporană, ca și cum este un spital. Dar nu este răspuns corect. Din genul ăsta, ea este unică cumva în România de astăzi pentru ceva. Dar ea a lucrat în spital atunci. Atunci era infirmieră. Aha. Adică îngrijea de bolnavi. Aha. Lucra la OnlyFans. După... Ai șutnic. Nu, e logic, da. Logic. Nu, tăiați, am înțeles. După care au fost... Deși, chiar nu, minus nu, da? E că numai eu minus prânesc. Când ai primit un minus? Ne-ai pus. În 2002 ultima oară ai avut. Nu, atunci, dar nu. Au fost ca infirmieră, după care chiar s-a dus să lupte pe front și a murit în bătălie de la Mărășești. Eu a fost unic prin faptul că a fost infirmieră, s-a dus la front și a murit la bătălie de la Mărășești. 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 Și acolo Strășeni. Da. Ești la Strășeni, sala aceea e bună, unde poți joci fotbal. Nu, este în România actuală este unic prin ceva. Adică el ți-a dat un exemplu, că de exemplu a făcut un spital în onoarea ei. Nu este adevărat, e ca din seria asta. Da. Eu cred că ei are cel mai înalt grad militar în calitate de doctor, ceea ce până acum nici o femeie din România n-a avut. General. Nu, da. General? General doctor. Nu știu, Ștefan, dar nu. Ajutau bărbații. Ah, dar femeie nu ajuta, da? Acum ajuta nu. Ajuta cu altceva. Lumea o să ierte. Dar cu ce? Cu ce ajuta femeie? Cu fericire. Femeile cu fericire? Da. Cam cum ți închipui asta? Adânc. Adânc. Nu, ea are ceva în actualmente, este România, care numai ea e unică în felul ei. Unica femeie care are asta anume. Ce poate fi? Nu este spital, altceva. Nu e grad militar. Nu este grad militar. Poate e castel? Ea este unica care are castel. Nu, sunt, au mai fost regini, au mai fost prințese pe România, regina Maria, adică sunt mai multe care aveau castel în onoarea lor sau care sunt numite în cinstea lor. Este altceva. Biserică. Biserică Ecaterina Teodoroiu, da? Герпес. Ну, Теодора де ла Сихла не тот, но ты нас понял. Да, пати, икону пати, ну что. А-а-а. Чи профунд. Да-да, фэры, адика фэры глума, да, морог. Икона. Делия Маре, икон. Чини? Дели? Делия. Ну, Делия. Уника, да. Делия май фрумас, декат Марина. Врёс ты интереб на полном серьёзе. Пентру 16, Штефань. С ней кутэц. Nu, e prea de vreme. E de vreme, deci, da. Ți-ai minte răspunsul tău, care l-ai spus amul, da? Bine, o să ne întoarcem la dânsul. Da, și răspunsul? Sfânta cum? Icoană. Da, dar știți că dacă e corect, știți că... Dar pot eu să mă bag cu răspunsul lui. Vrei să te bagi? În joc. Dacă tu te bagi cu 16 Ștefani cu răspunsul icoană, sau nu? Nu, e prea de vreme. Tu te bagi cu... Da. Un Ștefan pentru pană. Nu, serios mă bag. Tu te bagi cu răspunsul da, lui? Da, mie îmi place răspunsul okay. lui. Ok, tu vrei să te bagi cu răspunsul tău sau nu? Dacă nu, eu mă duc la dânsul. Dar pe eu m-am bagat, nu este nu, tu stai pe la capăt. El primul s-a bagat. Uite, tu ai spus răspunsul, respectiv ai prioritate, Johi. Îmi spui, vrei să te bagi cu răspunsul icoană sau nu? Este unica în felul ei pentru care e icoană. Te bagi sau nu? Există așa icoană. Nu. Ok, mă bag. Pentru 16 Ștefan, răspunsul tău este...
Răspunsul tău este? Icoane. Minus 16 timp. Bля. Era și timpul, da, mă, că tu vrei zici cu bani acasă. Bă, dar e bun răspunsul. E foarte bun, da, dar vei și tu minus 16. Ei, plus, minus. Plus, minus. Dar în direcția asta... Îi recuperăm acoș. Da, da. În direcția asta, poate eu a fost unica femeie militară idolatrizată, sfințită cumva în rândurile bisericii. Vrei să mai spui o dată icoană? Nu, nu, nu. A fost sfințită cumva, că a fost... canonizată. Da, 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 da. Vrei să te bagi cu canonizarea? Nu, 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 nu. Nu, nu e vorba de biserică, nu e vorba de canonizare, e de altceva. Mm-hmm. Herpes eu avut. Unic în felul ei e că el ți-a dat exemplu. Există un spital, de exemplu, există o biserică. Mm-hmm. Dar ea este unică în felul ei și vă dă un indiciu. Pe ceva din plastic. Încă o dată cum o cheamă? Ecaterina Teodoroiu. Da. Au deschis o frizerie, Ecaterina, știi? Frizerie pentru oameni bogați, cu numele de femei. Pentru din plastic. A, de plastic? Este legat pe ceva din plastic. A, din plastic. Din plastic. Nu e o instituție deschisă în numele. Nu este instituție. Instituție de plastic. Din Bacău. Nu există așa ceva. Un Ștefan pentru... Era pe vremea războiului, da? Nu, acum în România, uite, ea este unică femeie, unica femeie în felul ăsta. Unica femeie. Și încă un indiciu că este ceva din plastic. Pe ceva din plastic. Răspunsul este... Indiciul este ăsta. Pahare de cafea. Și ea este unica femeie care e pahare de cafea. Dar mă, nu plastic, nu-ți folosești plastic, mă, e carton. Blin, pe ce? Foarte mult ar putea fi din, din plastic, plastic. Dar o femeie să fie ceva din plastic. Chirurgie plastic. Sân, buze. Buze, ca la Ecaterina. Țâța Ecaterina. Teodoroiu. Teodoroiu. Nu, este altceva. Din plastic. Este la țâți, cum se cheamă? Silicone? Silicone, dar nu, acolo nu-i plas, acolo e silicon. Singurul e descurcat. Singurul ai spus, singurul e descurcat? Bravo. Da. Într-un cuvânt, bravo. Deci nu faci gălăjii din glopăță. Silent. Gânduri în glas, gânduri în glas. Hop, 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 este. Acolo nu-i plastic, nu-i, s-o. Voi ați fost în România, asta e indiciu care ar puteți vă ajute foarte mult. Unul dintre primele lucruri care trebuie să faceți voi, este anume că... Carte verde. Din plastic, da. Este că permisul voi trebuie să vă luați ceva anume din plastic. În România. Unul dintre primii lucruri care voi trebuie să le faceți. Magnet? Rovinet? Nu. Rovineta Ecaterina. Magneta Ecaterina. Poate eu prednumit chestia asta, așa și... Unul dintre primii lucruri când voi... Noi ne ducem toți în România. Uh-huh. Da. Cartelul SEM. Și ce are Ecaterina cu cartela SEM? A inventat. Trebuie să iei număr. A inventat? Trebuie să iei număr și numărul tău când zice bună ziua Ecaterina, da? Sau ce? Da, doamna Teodoru, adică nu da și viață. Și companie. Pe ceva din plastic, ea este reprezentată. Și ea este unică în felul ei. Vama poate o... Pe vama, vama, da? Ecaterina. Nu, nu, nu. Dar poate și nu știe la ăștia care... Nu, chiar e drept. În cabină. Apă plată. Pe apă plată. Marin. Pisticări. Uite, nu zic că Johi Chex exagerează că îți dau prea multe puncte. Îți propun... Eu cu multe puncte, da? Nu, nu zic că ar fi urât să-i dau amul, știi, plus 10, de exemplu. Pentru 8 puncte te bagi cu răspunsul tău, Ecaterina, că este pe butelici din plastic. Dar nu văd nici eu, tu zici pur și simplu de plastic, dar cum toată istoria asta că ei s-a dus după frați, s-a luptat... Nu, dar pe ei eroina a României. Și cum a ajuns ei pe sticle de plastic? Stop, de asta, stai, aștept, aștept, nu leacă. El, eu vreau să merg până la final. După care okay, Pavel ține minte, okay. dacă el merge, dar mă avem o decizie. Dar după care, vedem. Te bagi cu răspunsul pe sticle din, pe butelici din plastic, Ecaterina Teodoroiu, pentru 8. Mi-a plăcut cum te-ai corectat. Mi-a plăcut cum te-ai corectat. Sticle din plastic, butelici din plastic. Pentru 8, Ștefan, te bagi, Marin, sau nu? Bac, ce? Bac, chiar de trebuie. Nu știu, am pentru Johnny. Fii bărbat. Marin, ai. Te bagi? Da. Răspunsul tău este? Sticle de plastic. Minus 8, Ștefan. Da, hai, continuăm. Eu tot mă gândeam, sticle PET, știi? PET-uri de la Ecaterina Teodoroiu. Mm.
Toți vrei la mai multe puncte. Strada, poate. Da, pe... dar mai sunt femei. Da, e adevărat, poate fi și stradă, dar mai sunt femei care au stradă în onoarea lor. Știi, strada e Ecaterina Teodorou, sunt și alte femei care au stradă în cinstea lor. Cănind, poate, în România. Dar este ceva din plastică în România, care ea este unica femeie dintre toate. Vă dau ultimul indiciu? Dar ați fi foarte simplu. Deodată vă spun. Mașina de la noi, aici ați fi la viteză, deodată îți spun. Poți să te pregătești pentru că o să fie foarte repede. La noi este Ștefan. Da. Bănuț? Și ai vedere. Monetcă. Un, lei. Lei. Da, stop. Nu este bănuț. Ah, okay. Schimb voluntar. Nu este schimb voluntar. Leu românesc. Ce e cu leu românesc? E imprimată pe leu românesc. Și dă răspunsul tot corect. E unica femeie care apare pe bancnota românească. Doi, Ștefan, pentru Marie Madan, într-adevăr. Da, dar eu am zis lei. Tu ai zis schimb valutar, bă. Nu, și-am zis... Dar acolo tot sunt ei. Eu pot confirm că el a zis schimb valutar. Dar nu, dar din clopoțel. Un Ștefan pentru Pavel, într-adevăr. Stai la Ana, doi, știi. Pohu, Ștefan. Da. Într-adevăr, acolo pe lei românești sunt doar bărbați. Actualmente, ea este unica femeie care este reprezentată pe leul românesc. Dar pe care bancnotă de cât? Pe bancnota 50, de... Hobai, tu ești foarte bine pregătit. Pentru ce, pe 50 de lei? Cred că da. Nu, pe 20. Dar oricum a fost o încercare foarte bună. Pe 20 de lei este Ecaterina Teodoroiu reprezentată și ea este în circulație din 2021, din decembrie, această bancnotă. Până atunci nu a existat în general o femeie pe bancnotele românești. De asta vă spunem din plastic, pentru că la dâns știți că sunt banii. Bănuții nu am acceptat că sunt aluminiu, aramă, nu poți. Eu pur și simplu din Transnistria acolo și... Dar la voi... A, la voi plastic. Mediator din chitară. Da, dar la voi sunt și bănuți din plastic, da. Apropo. Avem bani. Un știu și bani. Dima Leontiev. Bravo, Marie Madan, iar noi mergem spre ultima întrebare după jingle. Ultima întrebare... Înainte de a citi ultima întrebare, aș vrea foarte mult să vedem ce rezultate avem, pentru ca să știm fiecare dintre jucători cum ar trebui să poziționeze. Să joace. Cum ar trebui ca ei să... Așa. După 5 întrebări jucate, avem următoarele rezultate. Marin Madan. 4 Ștefan pentru Marin Madan. 4 ai numai? Așa, am jucat la... Așa? Săracul, da? Următorul, Dmitri Leontiev. 13 Ștefan pentru Dima Leontiev. Pavel Sârbu. 12 Ștefan pentru Pavel Sârbu. Și Johi Davis. 15 Ștefan pentru Johi Davis. Adică cumva deja ne-am egalat, dar tu ai avut și un minus 16. Da, asta e... minusul. Marele minus. Da. Ultima întrebare. Noi o să luăm o întrebare internațională, băieți. De ce? Pentru că să diversificăm un pic. O să luăm o întrebare internațională. Ați văzut vreodată cum arată o salcie? Știi cum arată o salcie? Salcia este cu ramurile în jos, este plângătoare, dar spune că la început... Da, și nu e bine soții de grad. Dar de ce? Și Zinaida plânge. Pentru că plânge. Ca acum ar veni... Nu, lângă fântână nu-i bine să ții. Nu știu, nu. Apa să faci. Nu, apa să faci să-l șii. Serios? De la salcii să-l șii. Serios? Bun, un Ștefan. Dar este adevărat și asta. El are dreptate, că nu se poate ținut în o gradă, dar nu asta este întrebarea ca să... Da, un Ștefan trebuie să ne-o. Nu, un bravo pot să zic, dar Ștefan... Că asta nu a fost întrebarea ca să... Bine. Se spune că la început, salcia era totuși un copac care crește cu ramurile doar în sus. Doar în sus și la un anumit moment era făloasă, înaltă creștea. La un anumit moment s-a întâmplat ceva că ea a decis să-și lasă toate crengile în jos și să devină plângătoare. Întrebarea este de ce salcia au hotărât că, uite, ea a devenit plângătoare, i-a fost rușine de ceva. De ce ei a fost rușine și de ce ei au devenit plângătoare? Asta e legendă, că nu vă uitați, parcă văd că... Aha, nu. Eu... Da, Marin și după care Dima. Eu știu că în popor la salcie se zice țâța bunieșii. Eu tot ce-o lăsat.
Ai văzut? În care popor? Poți să te întreb? În poporul moldovenesc. Aha, numai moldovenesc, adică așa din Europa. Dacă un bărbat din Moldova. Ridicat, așa, viu. Nu în cazul tău la vedere. O minusă, băiat. Okay. Adică tu crezi că să e, că inițial era ca o țâță de bunică? Da, un punct măcar. Gustoasă. O, scuze. Nu, eu zic că să îmbătrânești sal și odată și odată. A, șase. Caz. Da, înțeles. Dima. De ce acolo s-a schimbat situația? Chiar te rog să ne explici. Da, da, eu cred că răspunsul corect. Fetele când ea a despărțit cu boyfriend și s-a schimbat cu afură. A, dar e cu cine era în pereche? Cu și copac era în pereche. Bambuc. Bambuc. Cactus. Cu un cactus era salcea. Da. Și? Și ei au dispărțit pentru că au fost diferiți. Păreri. Să înțăpau. Da. Să înțăpau. Să înțăpau. Nu-i drept. Ai zis tu un să înțăpau, da? Poți să-mi dai, prost. Nu. Eu am zis. Tu ai zis? El o repede. Băi, șineu, să înțăpau. Eu am zis. Joc, șineu, zis să înțăpau. Hai, eu mă gândesc la altceva. Despre cactus. Nu, Pavel a spus. Un Ștefan pentru Pavel. Așa, și respectiv s-o dispărțit. Ei era cu cactus împreună și s-o dispărțit. De ce, cam? Pentru că el a vrut în Africa. Și? Tu de ce nu a ajuns? Și el s-a dus în Africa. Și eu rămas aici și plângi de dorul lui sau cum? Da, cred că nu e corect. Cumva am ajuns. Da. Eu stat rușind ceva la un moment. Ei era, inițial, se spune că era un copac care crește doar în sus. Și la un moment... Da, Pavel? Pe scurt, copac, da? Luând în considerare că sal și copac, este... el avea crengele gen sus, încoași. Și multe păsări se așezau. Și, logic, păsările mănâncă și trebuie cumva toată materia asta să... Și zic, da, nu, nafic, dă-te-n jos. Asta nu e cringe, asta e cringe. Un Ștefan pentru Dima Ivante. Și-a lăsat în jos și-a mai... Fizic nu poți să te așezi pe sal. Dar până atunci tăți se așezau numai pe dânza. Nu, depinde de pasăre. Da. Ea, pur și simplu, a văzut un meeting cu pulă de 2 metri și a fost rușine pentru ea. Despre anul 2013 asta a fost, nu? Nu, da. Da? Da. Nu, hai să ne gândim. Ei au stat rușini de ceva. E slucaină s-o întâmplător, da. Sau ce? Și celelalte au auzit. Da, și ei s-au ascuns așa odată, cringe. Nu, trebuie să faci o impresie că nimic nu s-a întâmplat, așa nu se face. Chiar acum, de exemplu. Era rușine. Glumesc. Era rușine. Amu. Era rușine că? Nu te rușina, zi. Poate face pip cineva pe dâns, știi? Și când te duci la un copac, te chiși? Sal și asta e copac gen femeie, da? Gen o sal și două, da, femeie. Așa. Femeile se mai schimbă cu o fură, știi? De exemplu, este crățoasă, lor le place păr drept, este păr drept, le place crățoasă. Și sal și ea că, într-adevăr, s-a întâmplat ceva în viața, da, e cu... intimă. Poate nu cu cactus, da. Eu... Da. Da, cu cine? Stejar. Nu, da. E de lângă nostru. Și ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat și eu zis, nu, eu trebuie să schimb ceva. Mai este încă un sort. Tot, mai este încă un sort de pom de ăsta. Șorcoci. De salce. Nu mai știu cum îi zice. Aici crește... Mesteacăn. În toate părțile direct. Copaci. Corect? Da. Face de asta. Și? A, și e ca să fie diferită? S-a supărat cumva și o lăsat... diferită? Da, o lăsat crengele în jos. Vrei să te bagi pentru 8, Ștefan, cu răspunsul ăsta? Nu. Încă nu. Încă nu. Nu. Din crengele ei, s-au luat niște crengi de ei și s-au făcut ceva cu dânsele. Și respectiv, ei au stat rușini de ce și-au făcut alți oameni și de asta i-au început a plânge. Ce s-a întâmplat? Pentru ce au fost folosite crengile ei? La... Aici garduri, nu? Și? Și? Și-au fost rușine. Păi și aici gardei? Da. Da. 2 metri unde s-a da. Ați da, 2 metru? Da. Garduri la casa lui Ivan Șor. Și a fost rușine. E ceva din sfera asta, dar nu... Nu, nu. Cu Șor. Nu, nu cu gardul. Da.
făceau din copaci și ei făceau pliante promoționale. Și eu zic că asta e. Și ei au stat rușini. Că din anume din... Cringe-lii se fac pliante promoționale. Nu, nu, altceva. Dar încercarea e hotet bavleaie, adică am râs tăți. I-am văzut. Eu țin minte asta. Din cringe-lii s-au luat și s-au făcut, oamenii au făcut ceva cu dânsele și i-au stat rușini. Hârtie. Da, el a spus pliante. Ah, hârtie, igienică. Și rușine, da, asta nu de la mine. Se duceau la sub dânsa, fășeau și ștergeau tot cu dânsa. Asta e copiii tăi. Nu știu, am pentru Dima Leontief. Dar nu. Altceva au făcut. Aduceți-vă aminte în trecut, asta e o legendă. Da, cam pe ce timpuri? Ieri. Cam ce timpuri te interesează când s-a întâmplat? Eu pot să spun cam când s-a întâmplat asta. Dimineața cam... sau seara, asta mai interesează. Cam s-a întâmplat asta, 1900... Ah, 80 ceva de ani urmă. Uh-huh. 1980 ceva de ani urmă, cam așa, da. Făceau... S-a făcut... Da. S-a făcut crucea pe care a fost Iisus pus. Nu. Nu. Altceva? A fost odată cu icoana, nu a mers. Dar era altă întrebare, tu ți-ai minte? Da, icoană. Tot da. E legat de cruce, dar eu știu că înainte crucea se făcea gen semnul ăsta mai jos, așa. Uh-huh. Așa uneori mai răstignel. Nu, nu-i crucea. Nu-i crucea. Nu-i crucea. Peste 5 ani a fost deja, după situația cu Iisus. Nu, e legat ceva, aveți ok, ați vă explic pe urmă, deși e trec de șoc. Din completie. Și o împletie din din? Împletie, nu știu. Tarelși. E tarelși. Da. Pe acoperiș. Știi cum îmi plătești din ele? Chiar da, da, da. Pilași, nu este cumva. Crucea, dar sunteți în direcția corectă. Asta vă încerc să spun. Ce s-a făcut? Sau ce au aflat că ce? Sulița asta a fost făcut din mânierul... Nu sulița, nu? Altceva. Toporul. Nu topor, dar cum se numește? Ață, poate. Altceva. Ață? Nu ață, un fel de jilcă sau... Eu din tren s-a făcut jilcă. Leană. Tarzan. Pe atunci, cine știe? Tarzan. Altceva. Corabie. Lancie, sau cum se numește? Lancie, înțeleg ce ai dirit. Impus. Dar nu este din Lancie. Nu este Lancie. Altceva s-a făcut din trânsă, i-a stat rușine și respectiv i-a hotărât că o să-și dea cringe-ul în jos. Echibanii au făcut. Echibanii și eu-ți cu voi bleași surâtii. Mormântul lui Iisus. Apși cu dânsul. Din dânsul a fost făcut. Din mormântul, din lemn. Nu spășeau morminte. Mormântul lui Iisus? Da, da, da. Marin, și cu tine. Nu, mormântul doar era... Tu știi cum arăta mormântul lui Iisus doar? Da, 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 știu. Cruce. Cruce? Cruce? De exemplu. Peșter. El era... Peșter, era o peșter care s-a tras o cheatră la grotă, după când s-a uitat peste 3 zile, el nu mai era. Ce s-a făcut? Nu este lancia, nu este crucea, dar altceva s-a întâmplat, că ei au stat rușinii, deși ei și-au făcut oamenii. Ce puteți să facă? Semințe. A făcut un ou din lemn, știi, și la Paște, când pum! Știi de asta ou care stric ouul și așa? Și el spărgea pe tăi și eu stat rușini și-o hotărât să dea crengele în jos? Da. Nu. Poate i-au făcut jucărică pentru maturi. Dar și legătura are Iisus? Oi, dar aici nu îl băgăm pe dânsul. Îi băgăm pe jucărică. Aici dăm o altă istorie. A, nu, așa da. Uitează, țineți minte, ați văzut patimile lui Hristos, filmul? Uh-huh. Da. Coroana asta, nu? Altceva, dar ești foarte nu aproape. Nu coroana lui Iisus. Uite, el merge. A, acolo din spin, acolo spin era. Ce? Poate l-o răstignit? Este asta e legat de cruci unde... Poate l-o răstignit sau okay, lega... Ok, nu vă legați de cruci. Până la cruci, ce s-a întâmplat cu dânsul? Îl bătie. Fost bătut. Și Iisus. Și? Cu sânge și... Leagă, te rog, îl băteau cu crengi. Și? Îl chinuieu. Și? Cu ce al chinuieu? Lăsați-l să răspundă. Stop! Ce? Crengele de la copac. La care copac? Asta. Cum se cheamă? Salci sau cum? Doi Ștefan pentru Joachim Davis! Bravo! Acesta este răspunsul corect într-adevăr, adică pe dânsul l-a bătut cu leane, cu toate nuielile de la salci și salci când a aflat despre asta, i-a stat rușine că oamenii au luat de la dânsa și e tot în semn de rușine, a devenit plângăcioasă pentru că oamenii de fapt au luat din crengile lui. Mai zi! Bravo! Și nu te spuneai că ai avut la istorie?
10. Nu, spune cum este. 8, 7. Nu, serios îmi place istoria, dar nu, nu e, mă rog, am uitat-o mult. Dar ai dar știut... foarte... Ești foarte. Da. Ești foarte ager. Ai văzut ce faci? Nu, e bun, e bun. Adică nu te-ai simțit ofensat tu cu 9 nu, și 10? Nu, eu sunt în clasă cu dânsa pe... Și aveți să faci? Eu trec la un alt clas. Nu, dar tu tot așa și la lecții erai? Eu, de exemplu, la istorie stăteam în banca întâi. Din alt clasă? Nu, tot dintr-a mea. Hrânova uză. Nu, nici chiar, într-adevăr, îmi plăcea istoria. Care lecție ți-a plăcut cel mai tare la istorie? Despre ce ți-a plăcut chiar? Matematica și istorie, limba română. Care lecție ți-a plăcut la istorie? A, din istorie? Da, da. Ce, stai, Vilec, mai încolo, mai... Mă scuz. Repet întrebare. La istorie, care lecție ți-a plăcut cel mai mult? Sau care epocă? Subiect. Care? Subiect. Diferite. Nu, clar. Diferite. Dar erau interesante. Și geografia îmi plăcea foarte mult. Da? Și geografia e la fel. Biologie, geografia. Tu spui obiectele care recunosc? Era, nici acum nu este interesant, dacă sincer. Eu, de exemplu, mă uit mai mult pe YouTube la cum s-a creat ceva, cum a apărut ceva, știi, decât să mă uit la un film. Și cam la ce ai văzut cum s-a creat? Nu e interesant asta. Ce ai văzut ultima oară cum s-a creat? Cum s-a creat marca lui Iisus? Cum s-a creat Joe Davis? Joe Davis? Da. Și era interesant? Foarte. Bine. Până în prezent. Ok. Doi Ștefan pentru Johi Davis pentru acest răspuns, iar noi, după jingle, aflăm care sunt rezultatele finale din cadrul acestei emisiuni. Ia jingle. Well, well, well. Marin Madan. Ți-mi minte cât avea atunci? Și ai zis care puțin atunci? Cât avea? 4, nu? 4 și au rămas. 4 Ștefan pentru Marin Madan. Aplauzele voastre. Pavel Sârbu, o prestație foarte faină, de fapt, dar n-ai avut cum concura cu un... Nu, așa, magistru. Cu un gigant în istorie. 14 Ștefan pentru Pavel Sârbu în emisiunea de astăzi. Mulțumim pentru acceptată invitația. Dmitri Leontev, 15 Ștefan pentru Dima Leontev în cadrul emisiunii noastre. Iar câștigător în ediția de astăzi este Johi Davis cu 17 Ștefan. Bravo! Johi Davis! Johi, cum ți-am spus, ai 1000 de lei pe care tu poți să-i dublezi dacă joci cu noi Super Blitz-ul. Adică timp de un minut, timp de un minut, tu trebuie să ne dai, ai 10 întrebări la care trebuie să ne dai un răspuns. Stai mă câte ora. Am un concert? Nu, trebuie să mă grăbesc să închide la ora. Nu, ideea e care, că avem blitz, avem blitz. Dacă vrei să-l joci, atunci ai șansa să câștigi încă 1000 de lei. Nu, ideea este în felul următor, că 1000 ți-l lăsă și 1000 nu. Dar păi eu nu iubi ești. Dar tu vrei să jucăm blitz-ul? Nu. Nu-l jucăm pentru că să-l iei ție. Da, dar pe n-al iei. Îi împarți. Oricum eu nici 1000 lei ăștia n-a să iau. Joacă, băi. Hai că joc. Un minut. Da! 1000 de lei în joc și chiar acum... Marin, mă ajungi, te rog, spui timpul? Da. Super Blitz cu Johi Davis în aplauzele voastre. Haideți să-l încurajăm. După jingle, începem. Te rog, jingle. Johi, concentrează-te. Concentrează-te. Urmează nebunia totală. Bun, Marin, te rog să iei timpul. Asta înseamnă că tu o să trebuiască timp de un minut să răspunzi la 10 întrebări foarte repede. Bine? Uh-huh. Hai. Gata? Da. Moldova a învins Polonia cu 2-1 sau 3-1? Nu joc fotbal. 3-2. Porțile orașului din fier sau din lemn? Din piatră. O, punct corect. Numește un ministru care a fost înainte de Dorin Recean. Blea, n-ai nicio șansă. Adică? Eugen Doga a scris imnul orașului. Da sau nu? Nu. Da. Da? Un sinonim pentru cuvântul baton. Beton. Da, corect. Speli dimineața pe dinți. Sigur. Bravo, încă un punct. Patria bulgarilor din Moldova este Comrat sau Taraclia? Niciuna, cred. E Taraclia. Ah, continuă, te rog, fraza. Foaie verde. Cinci chipieri. Bravo, încă un Ștefan. Continuă piesa. Am găsit pe altcineva... În geantă la ta. Ca tine, imperfect, minus. Spune-mi, te rog, cum se numește povestea. Ursul păcălit de?
Vulpe. Da. Este. Bine. Avem. Atât. Da. Ok. Și avem următoarele răspunsuri corecte date de către Joe Hiddens. Mi-a plăcut, am găsit pe cineva în geanta ta. Băi, de zna este așa cântă. Păi este. Nicolae Guță cântă. Am găsit în geanta ta. L-ai cântat de unul de la altcineva. L-ai cântat ala de unul pe TikTok tu. Da, hei, eu cât cânt. Că l-am auzit. Păi asta e. De asta și așa trebuie să pui un plus. Nu, dar pe aici era alt cântec. Da, și? Era cine? Că eu am găsit pe altcineva ca tine. Okay. Imperfect. Dacă minus, minus, okay. Fac plus. Carlos Dreams, cred, nu? Ok. Hai, să nu-l spărea. Zinaida Jule. Așa, pentru Moldova-Polonia, minus. Porțile orașului din piatră, bravo, da. Te-ai descurcat. Ministru, nu. Eugen Dogă a scris imnul. N-ai ghișit, minus. Uh-huh. Spune un sinonim pentru cuvântul baton. Ai zis. Beton. Plus, corect. Beton, te speli dimineața pe dinți. Sigur. Ai zis da, bravo, punct. Patria bulgarilor din Moldova, ai spus nișuna. Nu, este Taraclia. Mai departe, foaie verde 5, ai spus. Chiperi. Bravo. Mai departe, ursul păcălit de... Vulpe. Bine. Eu am găsit pe altcineva ca... Am găsit? Eu am găsit... În geanta ta, dar da, minus. Altă... Și... Un număr de altcineva. Da, și asta este tot din ceea ce am reușit noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 am reușit să-ți dăm. Hai să mă dau o întrebare ca să avem 10. Bun? Spune-mi, din ce frunză se fac sarmalele moldovenești? Poamă. Ce idee? Din frunză? Din frunză de... Stai, poamă și din... Ați încercat din cireș. Din de astea... Din cireș? Paparuge. Da, din cireș. Da, serios, vă spun. Uite, poama este fructul. Da, frunza este okay. De... Copac. Așa e întrebări, da? Cum face câine? Distrugări. Slipați. Da, frunză de vie. Plus, oricum. Așadar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 răspunsuri corecte, 4 răspunsuri greșite. Asta înseamnă că din 1000 trebuie să mai dăm 1200 de lei de tot, pentru că aveai 1000 inițial și plus încă 200. 1200 de lei câștigați de către Jockey Davis în cadrul emisiunii noastre. Jockey, mulțumim mult că ai venit. Că ai venit. Serios, eu? Ei, dai-ți idei pe urmă. Ei. Noi, la final, le oferim șansă cei care sunt participanți și câștigători să aibă un discurs final. Te rog frumos să spui ceva la oamenii de acasă, uite la camera din centru, să spui ceva. Big like și mulțumesc pentru invitație, apropo. Nu vă rușinați, comentați, dați câte un like, un share, un abonare, pentru că pentru persoanele care muncesc aici zi și noapte o să le pară foarte bine. Mulțumim mult! Discursul de la Jockey Davis. Oameni buni, mulțumesc mult că ați urmărit emisiunea Așa, bună seara. Este cea de-a 19-a ediție acestei emisiuni. A fost astăzi cu noi Pavel Sârbu. Mulțumesc mult, Dmitri Leontiev, Marie Madan, câștigător Jockey Davis. Iar eu am fost Alexandru Ghețan și nu uitați că ceea ce azi se întâmplă, mâine deja va fi istorie. La revedere!